sincer, la modul cel mai cinstit, că a trecut fata la islamism, e o cale spirituală. Este o văzăură spirituală din multe puncte de vedere. Dar întrebarea pe care o am eu acum, parte de mine, în primul rând, este femeia în islam, să știți că nu este urâtă. În ciuda iasmacul ăla pe care îl poartă pentru lumea asta mai blândă, mai tot, sau în ciuda acoperișurilor lor pe care și le pun cu burnuzuri și celelalte, în esență este o religie apărută într-o lume și într-o civilizație a dunelor, într-o poveste deșertică. De altfel, cele trei mari standarde ale culturii mondiale religioase vin din lumea asta deșertică. Creștinismul, islamismul și mozaismul. Din perspectiva însă a rădăcinilor, toate vin din mozaism. Și practic Iisus era evreu, nu? Noul Testament este scris practic ca un nou testament în baza Vechiului Testament, pentru că genealogia de acolo vine. De aici însă și până la sine de O'Connor sunt distanțe mari, pentru că ea, din câte ține minte, era cheală când a devenit celebră și consacrată pe planetă, vis-a-vis de cum cânta și ce importante erau lucrurile. Și acum, aici apare povestea. Ea era, de fapt, frumoasă în creștinism și urâtă în islamism, sau era urâtă în creștinism și frumoasă în islamism? Pentru că, la modul la care o văd aici, e o întreagă poveste, niciun caz nu pare și Herezada. Nu știu care băiat din Isis n-ar căuta o să o vândă și dacă ar căuta o să vadă dacă este sănătoasă la dantură, cu siguranță că ar căuta-o cu cătara de la armă sau cu, nu, cu țeava. Și e cam complicat, mă refer la țeava pe de automat, ca să nu înțelegi. Ori atunci când ea era și mai tânără, mai jună, mai energetică, mai revoltată, mai rebelă, mai exotică, mai sexy, așa cum îi plăcea bine omenirii, cu siguranță că Sinéad O'Connor în lumea creștină dădea bine la poză, mai venea și puțin irlandeză, mai ceva rebeliune, mai ceva armata republicană, mai, nu, champagne, o pace, un fenomen nouăzecist, lumea încă era închegată, avea ordine, ierarhie, prindea într-un fel. Acum i-a trecut ca să fie, nu, mulțumită la, parcă o văd mâine la Mecca, nu, cum îl lapidează pe Satana, sau ajunge să facă parte din suita regală altețelor petroliere care, nu, o vor prelua și se vor căsători cu ea din rațiuni, în niciun caz estetice, pentru că ea poate fi o femeie frumoasă, adică s-ar putea ca poza să fie nereușită și lucrurile să stea dintr-o perspectivă trunchiată și trupești vorbind, lucrurile să fie ok, iar la atul ăsta estetic, pentru că oricum fața este o harta sufletului, ea să-și capete seninul și, cum îi spune, echilibrul revigorator, tocmai datorită nuanței divine pe care o găsește ea în creștinismul absent și în profunzimul, în profundul islamic pe care îl descoperă prin versete, nu neapărat cele pe care le scria Salman Rushdie. Nu vreau să fiu interpretat greșit, dar ea spune că toate scripturile duc la islam, din perspectiva ei, personal. Este o femeie care n-a purtat păr, deci neavând păr și neavând plete, a avut o ușurătate a capacității de a gândi mult mai profundă decât a noastră și de asta gândurile poate au avut un gen de reverberație craniană mult mai profundă. Cert este că, din punct de vedere estetic, parcă era mai frumoasă când era, mă rog, de creștină, atee, revoltată și mai atractivă. Așa, în lumea islamică, este net concurată de o sumedenie de frumuseți care poartă tot batic, burnuz, iacmac și altele și care sunt, vă mărturisesc, am văzut mostre absolut impresionante și despre cum cântă, aș putea spune că se dau pe spate. Adică ea era o fată care se zbrucolea în lumea asta albă, în condițiile în care toate erau o angoasă între analul refuzat de societate și claponicul gras și beat impotent al lumii civilizate, roze, vestice și pline de sătul și satietate, încât saturația asta pe ea a revoltat-o de a dus-o prin analizarea și alfabetizarea într-o scripturi către islam. Pot să spun că e interesant, mai ales pentru vineri seara,
dacă n-ai nimic ce face, te gândești la expresia celebră vis-a-vis de faptul că ciobanul în vârful muntelui găsește o oaie pactă sarnă.